Ați rămas fără idei în bucătărie? Doamnelor, ne-am gândit pentru dumneavoastră la o rețetă specială. O combinație delicioasă între carne de porc, legume și, atenție, fructe. Luați repede o foaie și un pix. E o mâncare internațională, dar o să o gătim un pic adaptat românește. Mai exact, e făcut la cuptor în hârtie, închis, și se înăbușă în sucul propriu, plus ce mai adăugăm noi ingrediente. Sunteți gata de treabă? Iată de ce aveți nevoie ca rețeta să vă iasă în tocmai. Carne de porc, cartofi, smântână, morcov, țelină, ceapă albă, mere, orodie, muștar, mirodenii, unt și miere. Acum începe cea mai frumoasă parte, pregătirea mușchiulețului. Desfacem mușchiulețul fără să-l despigăm complet. Acum punem salvia. Condimentați mușchiulețul după gust, apoi legați-l cu o sfoară subțire și rumeniți-l într-o tigaie cu ulei încins. După aia îl vom găti complet la cuptor. Hârtia de copt e pentru a ține înăuntru ingredientele și sucul. Pe untul ăsta o să așezăm mușchiulețul. Tot aici punem puțină ceapă. Nu uitați de crenguțele de cidru. Așezați-le sub carne, iar deasupra puneți un cubuleț de unt. Cidru, preferabil de casă. Dacă nu aveți cidru, îl puteți înlocui cu puțin vin și câteva felii de măr proaspăt. Pachetelele se închid foarte bine și se pun în cuptor timp de 20 de minute. Tehnica en papillot împiedică uscarea cărnii și facilitează aromarea ei în profunzime. Acum e rândul cartofilor să intre sub cuțit. Imediat ce-i tăiați cubulețe, puneți-i la fiert. Între timp, pregătiți și restul legumelor. Morcovul și țelina se pun la călit în unt cu ulei. Trebuie amestecat să se soteze uniform. Nici nu vă trece prin minte ce mirosuri sunt aici. Legumele caramelizate se condimentează cu cimbru, sare și piper. Apoi le dați 5 minute la cuptor. Ei, de așa combinație cu siguranță n-ați mai auzit. Bucătarul ne asigură însă că gustul e unic. Așa că, doamnelor, luați un pix și o foaie. Adio, piure tradițional! Se curăță 3 mere dulci, se taie cubulețe și se pun într-o tigaie cu puțin unt. Fructele înăbușite se pun peste cartofii pasați, se mai adaugă câteva linguri de muștar și apoi se amestecă. Muștar cu bobițe, foarte important. Preferabil cel englezesc, mai că se găsește un pic mai greu. Sosul se prepară din sucul în care a fost copt mușchiulețul. Adăugați și o lingură de smântână și gata totul. Vă dorim poftă bună!